Tendința de integrare școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale este bine cunoscută atât în cadrul Uniunii Europene cât și în România. Integrarea unui copil cu CS presupune ca el să fie acceptat de ceilalți copii cu care are raporturi corecte de socializare, iar procesul de învățământ presupune ca el să învețe și să dezvolte în condițiile potențialului său simultan cu colegii săi. În următorul material, intitulat Pastila de consiliere, vom afla de la un specialist cum arată procesul de integrare al copiilor aflați în dificultate. Copiii cu cerințe educative speciale au nevoie de sprijinul nostru al tuturor pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere șanse egale la educație fiecărui copil, indiferent de posibilitățile sale de învățare, participare și dezvoltare. Copiii cu CES au nevoie de un curriculum planificat diferențiat, de programe de terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare, învățare și evaluare specializate, adaptate abilităților lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice pentru tulburări motorii. Mai multe detalii despre integrarea copiilor cu cerințe speciale în școli am primit de la un specialist. Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale sau cu CES, da, cum folosim noi, e un subiect cam delicat și sensibil și trebuie abordat așa cu mare delicatețe. Am observat în ultimii ani o creștere a numărului acestor copii, din păcate. De la an la an cresc. Lucrând în ultimii 2 ani, am lucrat într-o comisie care făcea evaluarea acestor copii, în fiecare an vedeam că numărul lor crește. Și noi, cei din comisie, ne întrebam de ce, oare, ce se întâmplă, că nu avea legătură neapărat cu pandemia asta, întâmplându-se înainte. Acum, e destul de dificil să discut și cu părinții, ca să vorbesc întâi de părinți și apoi de integrarea lor în școală. De obicei, la grădiniță, în clasele primare, educatorul, învățătorul observă anumite particularități ale copilului care pare să nu se integreze sau să nu fie la nivelul celorlalți din clasă sau din grupă. Și atunci cheamă părintele, îi spune că ar trebui să meargă la o evaluare. Uneori părintele are și o rezistență firească, de altfel. E copilului și normal că e cel mai bun și unic. Și atunci cumva refuză într-o primă etapă să meargă la o evaluare. Ce înseamnă o primă evaluare? Întâi ar trebui să meargă la psihologul școlii, la logoped, depinde, da, la un specialist, chiar și la profesorul de sprijin, care au experiență în lucru cu copiii cu cerințe speciale și ar putea să-l ghideze mai departe. Dar, în primul rând, ar trebui să vorbească cu psihologul școlii acolo unde există. Acesta îi poate face o evaluare copilului, o evaluare primară și poate să dirigeze părintele către un alt specialist. Da? Noi în școală nu avem voie să emităm noi documente, să facem evaluări, dar putem să ghidăm părintele să meargă la un alt psiholog, la un medic, un neurolog, dacă e cazul, sau un neuropsihiatru, depinde de problema observată. Problema observată ar putea fi de la ADHD, tulburări emoționale, tulburări de scris citit, dislexie, da, disgrafie, retard, da, de la retard grav, mediu, ușor, liminar. Sunt foarte multe probleme cu care, din păcate, observăm că se confruntă copiii. Ne mai vorbim de anxietate, depresie și chiar cu risc suicidar. Și atunci părintele, într-un final, dacă acceptă și e deschis la ceea ce îi spune psihologul, merge mai departe, îi face niște evaluări cu care, pentru a fi integrat mai ușor în școală, merge la această comisie, da, la serviciul de evaluare, orientare școlară și profesională, comisia de care vorbeam la început, și primește un certificat de orientare cu care vine la școală. Ăștia ar fi primii pași, în mare. Da? Și atunci copilul e abordat altfel. Pentru că am observat, sunt și copii care nu au acest certificat, dar e clar că au anumite tulburări. Da? Nu se încadrează în media, nu au dezvoltarea psihologică necesară, dar chiar dacă vârsta biologică e cea care îi permite înscrierea în clasa respectivă. Și atunci cu ei e mai greu, pentru că ceilalți nu îi consideră că sunt cu probleme, neavând acea hârtie, care le permite să beneficieze de toate serviciile oferite de școală. De la învățător, profesor de sprijin, logoped, consilier, plus beneficiază de adaptare curriculară, da? De curriculum adaptat. Deci este foarte importantă și implicarea părinților. Da, da, e cea mai importantă. Pentru că dacă părintele nu recunoaște și nu se ocupă și nu lucrează și el cu copilul acasă, nu colaborează cu
profesorul, cu dirigintele, cu învățătorul, e greu dacă nu faci o echipă. Deci până la urmă e vorba de o echipă. Echipa Tele2 Drobeta împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mehedinți vine în sprijinul dumneavoastră și vă așteaptă în fiecare zi de marți să mai urmăriți un nou material Pastila de Consiliere.